Cea mai mare vâlvă s-a creat pe tema ocupării funcției de la Oficiul Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale. Gheorghe Cocină se pregătește să iasă la pensie, motiv pentru ca altcineva să ia locul. Doritorii ar fi destui, însă nu oricine poate ocupa un asemenea post bănos. Mai mulți socialdemocrați gorjeni ar fi prioritari pe listă, acest lucru ducând la o competiție în sânul organizației județene. E clar că orice om când pleacă de acasă pleacă cu un obiectiv, din punct de vedere profesional vorbind, evident. Fiecare are dreptul să-și dorească, fiecare are dreptul să țintească la o anumită funcție, fiecare din cei care intră în jocul politic și în activitatea politică se gândesc la un moment dat să se realizeze și din punct de vedere profesional pe altă latură decât cea politică. Există competiție. Asta dovedește că, pe de o parte, există oameni pregătiți care pot să țintească spre anumite funcții și, doi, existând o competiție, avem în mare parte garanția că cel mai bun va ajunge pe o anumită funcție. PSD-iștii șefi promit însă că posturile vor fi ocupate doar de oameni capabili. Dacă într-adevăr sunt mai mulți care țintesc spre același obiectiv, competiția ar trebui să-și spună cuvântul. Pe lângă Oficiul Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, mai este ochit și postul de director din cadrul Serviciului de Gospodărire a Apelor Române.